Anual, peste 2000 de oameni ajung la spital cu intoxicații medicamentoase, majoritatea cazurilor fiind provocate de consumul irațional de paracetamol. Și mai șocant e faptul că peste 30 de pacienți nu au putut fi salvați. Cum se explică numărul mare a cazurilor de intoxicație? Care sunt simptomele și cum acționăm în acest caz? Despre asta discutăm în continuare cu medicul toxicolog Alexandru Belecciu. Bun venit acasă! Bună ziua! Vreau să ne explicați de ce avem un număr atât de mare și în creștere a persoanelor care se adresează cu intoxicația la medicamente. E vorba și de nesăbuința oamenilor? Da, într-adevăr. Ultimul timp s-a depistat numărul de persoane cu intoxicație cu medicamente în creștere, chiar și la nivel global. Cu părere de rău, multe persoane folosesc medicamentele, nu fac consultații cu medicul și eu o supradozare. Adică se, avem o intoxicație involuntară. Dacă la o intoxicație voluntară, atunci când persoana folosește acest medicament cu un scop suicidal, atunci avem foarte mulți persoane care folosesc medicamentele involuntar într-o supradozare. Așa. Și avem o intoxicație de medicamente la un număr mai vast de persoane. Am înțeles, e o problemă într-adevăr, dar vreau să discutăm, dacă toți suntem la acest subiect, și despre paracetamol, pentru că este un preparat care se dă până și copiilor. Pe de altă parte, paradoxal, el este interzis în Europa. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, într-adevăr. Ceea ce constă inclusiv paracetamolul este o substanță, într-adevăr, un medicament care se folosește în câteva direcții. Așa. Ca antipiretic și ca analgetic. Ca antipiretic, într-adevăr, are un efect central destul de bun, de aceea în toate familiile el este folosit pe scară largă. Însă, cu părere de rău, el nu este totdeauna folosit rațional. Este folosit în supradozare, este o doză maximală de 4 grame în 24 de ore, așa, care se poate la maturi. Însă, sunt copiii care au o toleranță mai mică față de acest preparat. Exact. Și iarăși avem acolo, de obicei se folosește la 10-12 mg la kilogram corp. Însă, aceeași doză de 4 grame, periodic, persoanele o folosesc și la persoanele vârstnici, care, având boli concomitente, deja merge ca o supradozare. Acest 4 grame care se folosesc la o persoană tânără, fără boli concomitente. Avem o grupă de pacienți foarte vastă, inclusiv atunci când primesc acest antipiretic, îl primesc într-o doză maximală. Adică nu folosesc un comprimat de 500 de miligrame. Ca să-l ajute mai bine, mai repede, da? Mai rapid. Însă este foarte amăgitoare aceasta, deoarece avem deja o supradozare, care are deja paracetamolul efectele adverse. Și efectele acestea adverse pot care să apară sunt, fulminant, adică ar putea să apară în câteva ore după administrarea preparatului. Mai rău este dacă efectul toxic apare peste câteva zile. Dacă la o persoană apare o durere în abdomen, de obicei primul simptom este niște dureri în abdomen, niște grețuri vomă, atunci ar putea de un ajutor medical calificat la timp, la o etapă prespitalicească, ar putea fi niște consecințe mai puțin grave. Însă, o persoană care folosește acest preparat în doză mare, un timp mai îndelungat, cu părere de rău, apar niște complicații irreversibile. Paracetamolul este, au apărut multe întrebări. Dacă să luăm pe global... Și studii în același timp. Da, da, da. Studiile care la nivel global s-au efectuat, ocupă a doilea loc după la pacienți cu transplant hepatic. Adică acest preparat este foarte hepatotoxic, afectează ficatul la un nivel foarte... inclusiv și sistemul nervos central. Dacă la primele simptome avem doar niște dureri care pot să fie în câteva ore, atunci o formă fulminantă cu intoxicație paracetamol care apară la 12-14 ore, deja persoana poate să devie confuză, să apară niște halucinații auditive vizuale, inclusiv și efectul hepatotoxic foarte pronunțat. La acești persoane pot să apară un icter a tegumentelor, adică o culoare, o nuanță galbuie a tegumentelor, ceea ce arată deja o hepatotoxicitate
toxicitate foarte înaltă. Uimitor cum un simplu preparat, paracetamolul pe care noi îl dăm copilului, poate să ne dea niște reacții atât de adverse. Da, într-adevăr, la copii, atunci când indicăm un preparat, trebuie să fim foarte precauți, deoarece preparatul, inclusiv și paracetamolul, trebuie să fie calculat foarte strict. Și ar fi bine de consultat înainte de a indica acest preparat, da? A-l administra un medic pediatru ar fi foarte bine. Deoarece atunci când un copil îi dăm o doză mare, hepatotoxicitatea o să fie la un nivel foarte înalt. Dar haideți să vorbim și despre alte medicamente, pentru că atunci când vorbim de intoxicația cu medicamente, nu vorbim doar de paracetamol, vorbim de un spectru foarte larg de medicamente și vreau să ne spuneți care sunt simptomele. La toate medicamentele le sunt la fel sau diferă? Unde trebuie să atragem atenția? Da. De obicei se întâmplă cel mai mult intoxicațiile acute voluntare, atunci când persoanele fac niște tentative cu părere de rău se ucid și folosesc o doză mare de unele medicamente. Cel mai des folosite cu părere de rău intoxicații voluntare sunt preparatele antidepresantele, așa, tranquilizantele, antihistaminicele și analgeticele. Atunci când se ia o doză mare de acest medicament, apare și efectul nociv, adică efectul toxic acestui substanțe active. Primele simptome de obicei apar în dependență de grupa care au fost folosită. Dacă au fost folosite niște preparate antidepresive sau tranquilizante, benzodiazepinile, care foarte des cu părere de rău le folosesc, atunci avem complicații, adică niște, un tablou clinic, ceea ce este afectat sistemul nervos central. Persoana poate să devină confuză, apare o hipertranspirație, la această persoană de obicei poate să apară o hipotensiune arterială, inclusiv și o aritmie. După care apare deja și un tablou clinic digestiv. Durere în abdomen, greață, vomă, până și la o sincopă. Desigur, la acești pacienți, dacă au consumat o doză mare și nu s-a adresat în primele 24 de ore, deja apar niște complicații, așa cum sunt afectarea sistemului nervos central până la sopor, inclusiv și o comă toxică, care poate duce și până la un deces subit. Grav, domnilor, grav ce se poate întâmpla cu o simplă pilulă pe care putem să o administrăm, unde pui că am vorbit și mai devreme cu dumneavoastră, dacă luăm un pumn întreg, da, eventual pentru dacă, nu știu, mergem spre un pas regretabil, dar vreau să vă mai întreb dacă există poate, sau nu, ce trebuie să facem în astfel de cazuri? Noi ca persoane poate care nu mergem spre suicid, dar, nu știu, am luat o pastilă într-o doză mult mai mare. Da, într-adevăr, dacă apar niște simptome deja la o supradozare de medicament, de obicei involuntar, cel mai bine de adresat la etapa prespitalicească, deja nu mai putem face un lavaj gastric, se adresat la un medic specialist, unde se face o analiză biochimică a sângelui, unde se fac niște ultrasonografii, să afirmă un diagnostic, o supradozare cu medicament și să face un tratament staționar, însă o formă mai ușoară, ar putea și un tratament staționar de zi sau la domiciliu. Am înțeles. Deci e important să ne adresăm unui medic, dar există vreo pilulă magică, aș spune așa, care ar putea să ne ajute, cel puțin pentru acea perioadă, până ajungem la medic sau până ajunge medicul la noi? Totuși, dacă a fost folosit niște comprimate în abuz, da, și se poate de făcut inclusiv și un lavaj gastric, dar se folosesc interosorbenții, de obicei în fiecare casă este carbune activat, care se poate de folosit, și preparate purgative, care elimină cât mai rapid conținutul intestinal. E clar, și trebuie să vedem neapărat să mergem și la un medic pentru că este ulterior să foarte important, da, mai ales în primele ore, cât mai rapid se acordă un ajutor medical calificat, cu atât vom preveni niște complicații destul de severe. Eu vă mulțumesc pentru discuție și pentru aceste informații foarte importante și vă așteptăm acasă cu sfaturi. Cu mare drag.